Am revenit cu invitații din seara aceasta, doamna Anca Ștreangă și domnul Sorin Morhan. Am stabilit cu ei înainte de pauza de publicitate că am să mă adresez mai puțin protocolar, dar măcar în prezentări. Anca este președintele Asociației Steaua Speranței, o asociație înființată de o fundație mult mai veche, nu? Spuneai Star of Hope. Sorin este și el, are și el ceva vechime în domeniu, este psiholog al centrului de zi, să nu greșesc, Bleidorf, care în traducere înseamnă Sorin? Orașul Fericirii. Și ca, fericirii. Dacă tot am vorbit de vechime, da, lucrez la Bleidorf din 2002 cu mici întreruperi, deci am ceva în curând vechime. În inversez majoratul, nu? Da, am ceva vechime în domeniul ăsta. Acum, ca să fac o paranteză și ca să înțeleagă lumea, eu lucrez acolo dintr-o dublă perspectivă, sunt psiholog, dar în același timp am și o deficiență locomotorie obținută după un vaccin antipoliu. Da? Ca să știe lumea că vorbesc în cunoștință de cauză. Da? Am înțeles. Da. Ne-a întrerupt publicitatea vorbind despre Asociația Steaua Speranței și am promis telespectatorilor noștri că o să fim așa mai clari, mai direcți, ca să înțeleagă foarte bine cu ce se ocupă această asociație și mă gândeam că ar fi bine, poate, pentru că imaginea are un impact uneori mai mare decât cuvântul, să difuzăm acel filmuleț pe care ni l-ați adus așa cu multă generozitate. Îi rog pe colegii mei să ne prezinte filmulețul în care o să-i vedeți pe copiii care se află aici împreună cu părinții lor în cadrul Asociației Steaua Speranței. I-am cunoscut pe copiii care beneficiază de activitățile pe care le desfășoară această asociație, Steaua Speranței, pe care, așa cum am spus și mai devreme, o conduci de 2 ani, dacă am înțeles corect. Sunt copii care au sindrom Down. Ce alte? Avem copii care au sindromul Down, TSA, pentru că e o tulburare globală. TSA, să-i explicăm și telespectatorilor. Da, tulburare din spectrul autist, adică avem copii cu autism atipic, care sunt diagnosticați cu elemente de autism, mai avem ADHD. Aici vorbim de diagnosticele date de doctor, nu de noi, pentru că noi nu facem așa ceva. Tetrapareză, sindromul Torch, retard mental, diverse afecțiuni, retard neuromotor, ei vin și la pachet cu aceste lucruri, adică cei care au autism au și ADHD pe același certificat, adică nu ne luptăm doar cu autismul, ci încercăm să înfrânăm și celelalte aspecte.
Da, e o luptă, spuneai mai devreme că vă luptați, e o luptă în care însă reușiți să aduceți zâmbete. Eu am văzut în fotografiile acestea copii veseli, zâmbitori, sunt convinsă că nu e viața chiar atât de roșie toată, numai un zâmbet, pentru că sunt problemele poate chiar mai multe, mai diverse și mai neașteptate decât le au ceilalți copii. Cu toate acestea zâmbeau. Activitățile, am văzut cel puțin cele din filmuleț, însemnau și pictură și jocuri, multă comunicare. Ce se întâmplă în cadrul asociației? Și apoi vorbim despre ce se întâmplă în afara asociației și care sunt relațiile cu societatea. Cel puțin în centrul nostru noi încercăm să încropim niște activități care să îi ridice pe ei din stadiul în care se află și să fie niște activități care să lase o amprentă și atunci când ies în societate. E, de fapt, o mică pregătire pentru terenul de afară și acolo noi avem un plan pentru fiecare, dar mergem foarte mult pe grupurile de socializare pentru că ne-au dovedit, au foarte mare succes. Ei, de obicei, sunt încadrați în terapie 1-1, pentru că este extrem de necesară, dar le lipsește cu desăvârșire un prieten. Iar acel prieten e mai greu de dobândit într-o grupă de grădiniță cu copii tipici. Atunci noi ne-am gândit în centru să facem o mică grădiniță, cum zic copiii, că vin la grădiniță, în care noi desfășurăm activități coordonate, de la motricitate fină, imitație, activități de psihomotricitate, atelierul de pictură, meloterapie, ritmicitate, activități sportive, masaj, ședințe de kinetoterapie, întâlnirile pentru părinți, care sunt foarte importante, grupul suport al părinților, pentru că, de fapt, asta este o grupare foarte mare de părinți care trebuie să se sprijine și să se cunoască unul pe altul, iar trebuie să știi ce face și copilul celuilalt. Iar astfel copiii au intrat într-o mică comunitate extrem de prietenoasă și de iubitoare, iar ei acolo au acea prietenie care nu am văzut-o nici măcar la o grupă de care deja au 4 anișori între ei. Și mănâncă împreună, avem o masă la prânz pe care noi, părinții, o asigurăm. Activitățile sunt coordonate de către fundație, dar noi le realizăm în centru, eu și colega mea, Estera, ea este psiholog și mergem foarte bine împreună pentru că facem și activități de stimulare a limbajului. Stimularea limbajului noi o facem prin diverse metode și reușim să scoatem din copiii care erau non-verbali primele sunete și imediat apar și primele cuvinte, ceea ce se spune că până la 7 anișori, dacă un copil nu vorbește, e cam greu. Noi am pățit, în sensul bun, să vorbească la aproape 7 ani și e o minune de copil pentru că nu știai că în el se ascunde așa o comoară. Da, vorbește așa cu puține emoții. M-am gândit la cei care vorbeau și m-au cuprins emoțiile. Eu și derulez în mintea mea tot ce se întâmplă și atunci mi-imaginam cum s-a întâmplat primul moment în care ei vorbeau chiar cu noi. Da, din ceea ce mi-ai povestit, mă gândeam, nu știu dacă e potrivită comparația, dar cel puțin așa am gândit eu la momentul în care povesteai, că de fapt nevoile acestea despre care vorbești, pe care le au copilașii din... de care se ocupă asociația, sunt nevoile oricărui copil, numai că uneori aceia care nu au, să spunem, nevoie atât de mare cum au copilașii voștri de părinți sau de un adult care se organizeze, chiar nu beneficiază. Se întâmplă în zilele noastre ca cei mici, copii, care au nevoie în primul rând de socializare și de dezvoltare pe această parte emoțională, să n-aibă parte de ea, pentru că este neglijată. Părintele spune, e sănătos, îi dau de mâncare, îi asigur hainele, mai puțin important cu cine socializează, cât socializează, cum socializează și de multe ori rămân în fața calculatorului. E nevoie de această atenție și în cazul celorlalți copii, dar uite că în cadrul asociației voastre se întâmplă lucrul acesta foarte frumos. Așa pentru este. Cei care sunt acolo.
Mă îndrept și spre Sorin, pentru că el este psiholog, lucrează de ceva de 16, m-am încurcat în ani, de 16 ani cu persoane cu dizabilități. La Bleidorf sunt mai mulți cei care beneficiază, nu știu câți copii sunt. Bleidorf este un centru de zi care a fost fondat de către belgieni. După model belgian, belgienii având o experiență de 30 de ani în spate, și acest schimb de know-how ne-a ajutat foarte mult și faptul că noi am putut să mergem acolo, să ne formăm, să vedem despre ce este vorba. Da, centrul Bleidorf se ocupă atât de copii cât și de tineri cu dizabilități. Așa cum și partenera mea de dialog povestea, avem tineri care au sindrom Down, schizofrenie, paralizie cerebrală, autism, și mergem pe același principiu de socializare, de a interacționa. În centru Bleidorf funcționează sub forma grupelor. Fiecare grup, atât la centru de copii cât și la centru de tineri, are câte doi educatori. Acești copii beneficiază de 2 mese pe zi și de ateliere adaptate nevoilor lor. Adică este vorba de un atelier, cel puțin pe partea de adulți unde mă ocup eu, e vorba de un atelier de științe, de un atelier în care se fac chestii de lucru manual. Bun, în afară de kinetoterapie, care știm, și logopedie, care este necesară, iar strict de ceea ce mă ocup eu, cred că e cea mai faină parte pe care o fac, eu mă ocup de socializare prin joc cu ei, adică fac un atelier de jocuri de masă prin care ei trebuie să interacționeze. Avem jocuri gen Nu te supăra frate, Țara lui Piticot, în care ei trebuie să învețe să dea cu zarul, să mute pionii, să comunice între ei. Asta este unul dintre ateliere. Alt atelier pe care îl fac este un atelier de IT, în care ei, prin imitație, au învățat să pornească un calculator, să intre într-o aplicație, să vizioneze un videoclip pe YouTube. Unii, pentru că am vorbit despre tineri cu sindrom Down și copii cu sindrom Down, îmi cablează, deci știu să pun un laptop la un monitor. Am o activitate care se cheamă discotecă și fac o dată pe săptămână discotecă, și atunci am un tânăr cu sindrom Down pe care eu îl numesc inginerul. El vine cu mine, cablează, montează, pune totul. Am și tineri cu autism care același lucru fac pentru că au învățat, pentru că le place, pentru că, așa cum zicea și colega mea, ei interacționează într-un alt fel decât copiii normali, pentru că sunt mult mai empatici și lasă barierele un pic mai jos. Mai am un atelier care ține de film și încerc, cel puțin pe ceea ce fac eu, ca să îi stimulez prin intermediul mai multor analizatori. Adică și audio și vizual, și să-i las să se manifeste natural. Vreau să spun că la discotecă este o fericire, adică ei au coreografie, dansează, și acum, pentru că ei sunt destul de mari, le facem și de ziua lor discotecă. Mergem cu ei la shopping ca să-și cumpere anumite lucruri de care au nevoie. Cam asta se întâmplă în universul persoanelor cu dizabilități și cred că noi, ăștia așa zis normali, pentru că normalitatea e relativă, exact ca și la Einstein, trebuie să ne aplicăm un pic mai mult către ei, să fim mai empatici, și nu doar verbal, ci cred că prin modul de a face ceva practic pentru ei, că asta contează. Este important să le arăți că îți pasă, dar și să faci ceva pentru ei în sensul ăsta.
Clar, la nivel declarativ sunt puțini cei care ar spune că nu sunt dispus să ajute sau mai ales acum în perioada aceasta de final de an, decembrie, luminițe, cadouri, donații, tot felul de evenimente, de strângere de fonduri, toată lumea e dispusă să ajute. Lucrurile așa încep să se dilueze la început de an, nu? Din ce în ce mai mult vara, se întâmplă mai puține lucruri. E așa o chestie care se repetă an de an și bineînțeles că fiecare dintre cei care lucrează sunt în mijlocul acestor persoane și ar dori să existe o constanță, dar nu se întâmplă. Asta ar fi însă cea mai mică problemă, spun eu, pentru că nici la nivel de legislație, nici la nivel mai sus, nu, de ministere, nu se face mare lucru. Pentru că amândoi aveți experiență și nu vorbiți așa doar din auzite, o să încercăm să purtăm un dialog pe acest subiect. Pentru că la 30 iunie anul acesta, conform unui comunicat al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, numărul total de persoane cu dizabilități, comunicat cel puțin, pentru că nu știu cât de dacă există o statistică exactă chiar a persoanelor cu dizabilități, era de 805.653 de persoane, ceea ce reprezintă un procent de 3,63% din populația totală a României. Urmărind așa graficele, m-am uitat un pic pe statistici, era o grămadă de statistici acolo, pe diferite criterii realizate. Pe mine m-a interesat, bineînțeles, în primul rând, copiii, situația copiilor, cât de mulți copii cu dizabilități sunt, pentru că aici trebuie muncit un pic mai mult, nu? Și ar trebui ajutați mai mult. Nu zic că adulții nu au nevoie de ajutor, cu siguranță, dar poate noile politici să se îndrepte cât mai mult și spre generația aceasta mai tânără. 3,63% de persoane cu dizabilități la nivelul județului Suceava, ceea ce ne clasa oarecum bine. În zona aceasta de nord-est, județul Suceava are un număr mai mic de astfel de persoane comparativ cu restul țării. Și, teoretic, să spunem, fiind mai puțini, ar putea fi ajutați mai mult, nu? Decât în restul țării, unde fiind mai mulți, poate când sunt mulți, sunt mai greu de ajutat. Dacă se întâmplă sau nu însă lucrurile așa cum ar fi firesc, o să discutăm după un scurt moment de publicitate.